Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu noua etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în balanță, dar în mod special pentru cei cu soare în balanță. Etalare generală, evident, despre anumite evenimente, energii pe care le veți manifesta, le veți trăi, le veți transforma în 2021. Am pregătit deja mesajele principale și vom vedea cum se așează energiile pe luni, câte o carte pentru fiecare lună. Știu că e puțin, dar eu zic că pentru unii care sunt deschiși să primească mesaje, e suficient și o carte. Mai ales că voi da mai multe versiuni a fiecare carte, mai multe variante. Din partea îngerilor. Haideți să începem cu îngerii. Mesajele de la îngeri. Vi se spune, întoarceți-vă inima către lumină. Clar că inima voastră nu a fost într-o zonă de lumină de sunteți avertizați deja de la începutul anului să vă întoarceți către lumină. Inima voastră a stat într-o altă zonă. Umbroasă, întunecoasă, pământeană, lumina ține de eter, ține de spiritualitate, ține de de lucru pe care trebuie să le experimentați și să le descoperiți voi în 2021. Și aveți 3 și cu 6. 9. Noi, numărul lui Jupiter, este planeta guvernatoare a lui Asăgetătorilor, dar și a peștilor. Trebuie să explorați spiritualitatea și pe două planuri. Ce vreau să zic? încerc să formulez. Jupiter este guvernatorul nocturn al peștilor. Jupiter este guvernatorul diurn al săgetătorilor. Din acest motiv, săgetătorii sunt îndrăzneți în a explora culturi, tradiții, locuri, hobby pasiuni, mișcarea, iar peștii sunt îndrăzneți în a explora lucruri pe care, de care majoritatea oamenilor fug. Lumea astrală, visul lucid, proiecțiile astrale, arta, poezia, lumea, am zis, nocturnă, lunară. O lume foarte sensibilă, o lumea a subconștientului pe care nu o poate controla nimeni, câte studii s-au făcut încă subconștientul nu poate fi controlat. Deci, nou, nouă, acesta vă trimite în două zone. Însă, am, unde vreau să ajung lumina se poate descoperi chiar și pe perioada nopții, nu doar în, în timpul zilei, adică, spiritualitatea, optimismul, eu știu ce alte lucruri aveți voi de descoperit întorcându-vă inima către lumină. Toate aceste lucruri le puteți face și în stare de reverie, de contemplare, de meditație, de somn, de poezie, da? Dar trebuie să manifestați și latura masculină acestei lumini și să puneți în practică ce am spus mai devreme despre Jupiter, varianta de foc a săgetătorului. În continuare, dați-vă șansa la dragoste. Știu că spuneți, a, nu, Ela, că vorbești prostii, că așa mai spun unii și alții. Că eu îmi doresc dragoste, îmi doresc jumătatea, dar oare ce ai făcut pentru așa ceva? Oare ce ai făcut? Dacă, me dacă îngerii spun că ai stat, că trebuie să-ți întorci inima către lumină, înseamnă că inima ta, a dumii tale, cel cea care asculți nu a, nu a, simțit ceea ce trebuie să simtă și s-a lăsat eventual acaparată, manipulată sau patrasă, în fine, de alte energii nepotrivite. Adu-ți aminte, reflectă la un timp în viața ta când ai experimentat iubirea, Iubirea, iubirea adevărată, nu dependența, nu nevoia de sex, nu nevoia de a avea un soț-o soție care să vă ofere un anume tip de confort, soția să spere să calce, să facă anumite uh, lucruri, bărbatul la fel, să vină cu bani în casă, să repare mașina, să facă nu știu ce, da? Nu. Iubirea este cu totul altceva. Din, acea, din acest motiv vi se atrage atenția, în mod special. Dați-vă șansa la dragoste. Aveți 2 și 3. Trei apare de ori. Uh, însă aici 2 și cu 3 înseamnă 5. Schimbați prin această mișcare, prin această schimbare de perspectivă sentimentală și emoțională, pentru că vorbim de inimă, nu rațională, tipic, nu neapărat a semnelor de aer, cât a oamenilor care sunt marcați de, de aer. Că poate fi orice asem, poate ascultă acum cineva cu lună în balanță și e din alt semn, da? Oamenilor marcați de planete, de case de aer și de planete, de al de Mercur, Uranus, în fine, dați-vă șansa la dragoste, ieșiți din apele tulburi, într-un fel aceste și intrați într-o altă zonă, mai optimistă, mai calmă și mai, mai umană. Pentru că eu față aici, este prima oară când interpretez așa. Mai umană. Uh, varianta superioară a omului, pentru că omul s-a manifestat de-a lungă istoriei în multe feluri. Varianta sa superioară. Această carte mi-aduce aminte de șase de spade. Și acolo, tot așa, o persoană sau două sau trei, depinde de setul de cărți, Călătorește pe ape și lasă în urmă niște ape tulburi ca să meargă către zone senine. Trebuie să vă detașați mental de un trecut. Când iubim, viețile noastre se schimbă definitiv. Asta va trebui să experimentați în 21. Îmbrățișați-vă emoțiile, că tot am vorbit de emoțiile, de inimă, da? Îmbrățișați-vă emoțiile. Este 1 și 8, iar 9, același 9, interesant. Însă aici, în alt context, numerologic, 8 înseamnă transformare, 1 înseamnă manifestare, 9 înseamnă creștere spirituală, Jupiter, am tot vorbit despre el, da? Crește spiritual în momentul în care manifestați 1, 8, această transformare profundă emoțională tipic scorpionului. Deci, deci, îngăduiți-vă să simțiți și să lăsați ceea ce simțiți să iasă la suprafață și să fie acceptat. Pentru că dacă unii dintre voi, care într-adevăr poate aveți planete în semnul de apă și sunteți foarte sensibili, unii, nu toți, da? Nu arătați ceea ce simțiți. Lăsați să se vadă ceea ce simțiți ca să poată fi acceptat și primit. Și în momentul în care îmbrățișați aceste Emoții care vi se par, e un unicorn, e un pegas, e ceva ireal, ceva nepământean, dar totuși suntem creați ca să avem aceste emoții, da? În momentul în care le îmbrățișați, puteți să și zburați, puteți să și anticipați, puteți să vedeți alte posibilități de manifestare. Încetiniți un pic, practicați compasiunea, compasiunea față de voi, față de cei din jurul vostru, de cei care v-au greșit pe, și. Nu uitați că practicând compasiunea, vă schimbați karma. Revin imediat și la slowdown. Vă schimbați karma. Pentru că toți greșim. Toți la un moment dat, cât am încercat de, de, bun să fim, deși... Da. Acum vorbesc pentru cineva care chiar are nevoie să practice compasiunea. Dar, să zicem, și cei care încearcă să fie buni, mai greșesc sau sunt, nu-și găsesc cuvintele sau gesturile potrivite la un moment dat și rănesc fără să-și dea seama, să zicem. Și atunci se învinovățesc. Practicați compasiunea și față de voi și față de cei pe care i-ați rănit. Și revin aici. Încetiniți un pic. Iar este 9. Aveți iar 9, 9, 9. Până acum, a, uite, iau, de și aici este un 9 de pământ aici este iar sunteți marcați de, de acest 9 în 2021, 9 de spade, 9 de aer. Și 8, că tot am văzut mai devreme, 1 și 8, 8, 8 de bute. Hmm. Um. Am vorbit de Jupiter, de Jupiter, varianta nocturnă a peștilor. Ia uite că apare, da? Jupiter săgetătorul și Jupiter pești. Încetiniți un pic, dați-vă pauză, dați-vă timp să visați, să contemplați, să... să ieșiți în acest labirint mental. Vedeți ce aici, din părul acestui personaj, ce labirint se creează de gânduri, Ați putea foarte bine să fiți voi, pentru că mesajul este pentru voi, orice aspect ați avea. Să vă liniștiți un pic mental și să visați, să visați. E o carte pe aici, pe undeva, care, pe care am văzut-o, în care se zice Dream a Little, dream a Little. A, era o melodie frumoasă. Dream a little. dream a little. Hmm. Da. Dream a little, dream on me. Visează un pic la mine. Dați-vă timp să creați punți. Eu punte, da? De legătură între lumea voastră reală și cealaltă lume sau celelalte lumi care există, coexistă sau pot coexista în momentul în care creați voi această punte. Și acolo vă puteți anticipa cu acest unicorn întâlnirea sufletul pereche, acolo se pot întâmpla multe. Acolo primiți energia, inspirația să mergeți mai departe, să aveți curajul să vă arătați sentimentele, emoțiile, să puteți zbura, să puteți să vă detașați de energiile negative și să vă întoarceți. Să amândouă vorbesc, da? De o întoarcere către lumină. Alte lucruri, alte mesaje. O legătură între două suflete. Cum, cum, aș putea traduce această carte? Cusut cu perle. Da? Țesut cu perle, cusut cu perle. A venit pisoiul. Stați un pic. Stați să pun pauză. Ok, a venit Leo. Stai cu minte, Leo. Ud, înfrigurat. Hmm, poate să vină un prieten drag, o prietenă dragă la voi, că tot m-am întrerupt-o mai acum. Leo este un pisoiaș care a apărut asta primăvară. Tare drăgălaș. am, a zis că sunt două suflete perechi. Voi și sufletul vostru sunteți legați cu o legătură profundă. Chiar dacă o vedeți, o simțiți, ea există posibil pentru unii dintre voi să trebuiască să treceți printr-un câmp de lumină, stai mă cu minte, printr-un câmp de lumină ca să puteți manifesta această întâlnire, această completare, yin-yang lover. Dar ca să treceți prin acest câmp de lumină, aveți acest erou care arde, trebuie să manifestați latura de foc a săgetătorului, trebuie să aveți încredere, să fiți combativi, și să, să fiți mai idealiști, să, să credeți, pentru că Jupiter înseamnă credință. Jupiter înseamnă credință. Lasă pensulele. Um, eu zic că se leagă acest erou de foc care trebuie să ardă și să aibă curajul să treacă prin acest câmp de lumină. Iar este opoziția întuneric-lumină, da? Întuneric-lumină. Trebuie să treceți prin. Ia, uite, e chiar un personaj ia. Vedeți e un personaj aici. E un personaj. Și aici alte personaje mai întunecoase, vedeți? Da, trebuie să lăsați în urmă niște niște oameni care nu oameni, experiențe, situații, joburi care nu v-au folosit, adică v-au folosit, dar nu v-au uh, dus către calea voastră, poate chiar v-au distras. O să ajung și la mesajul principal. Eu zic că mai bine citeți de aici ca să-l înțelegeți pe, pe cel principal. Și iar aveți 18. Parcă l-am mai văzut pe 18. Da, apare de două ori 18. În momentul în care conștientizați că trebuie să depășiți Experiențele trecutului și să mergeți către lumină cu încredere, curaj, creativitate, că eroul este creativ, chiar dacă vă e teamă, trebuie să lăsați teama și eroilor le este teamă. Nu vă, nu vă închipuiți că eroii n-au teamă. Nu, doar că au puterea să o domine și să meargă către ceea ce își propun. În momentul în care faceți această ardere, a fricilor, ego se manifestă în multe feluri, ori prea multă încredere, ori prea multă frică, da? Și reușiți să treceți prin acest câmp de lumină ca să manifestați sufletul vostru pereche, să vă întâlniți cu sufletul vostru pereche, manifestați și contemplarea. In, yang, iar o iaute, in, yang, lover. Cineva visează la voi undeva în... sau voi visați la cineva o frumusețe ascunsă și un vis un vis un vis pe care trebuie să-l manifestați, da. Această frumusețe ascunsă poate, poate să fie a unora dintre voi care trebuie să renunțe la niște breaking, să renunțe la, la un trecut, la niște șabloane, la un tipar de gândire, de manifestare și să manifeste această frumusețe interioară. Totuși, zic de voi pentru că sunteți guvernați de Venus și Venus înseamnă frumusețe. Dar e o frumusețe ascunsă, e o frumusețe care nu epatează, e o frumusețe care are o, un grad de modestie. Din acest motiv stă ascunsă. Că este a voastră, că este a cuiva. Iar visați, am zis slow down, uh, am zis și mai devreme, încetiniți un pic, visați. Iar manifestarea asta a lui Neptun în pești, trebuie să-l să manifestați ca să atrageți lucruri frumoase. Și oarecum se leagă, nu oarecum, se leagă bine această poveste și acest mesaj că încă nu sunteți în apropierea sufletului pereche și trebuie să vă luptați și să treceți prin acest câmp de, lup, de lumină, să iar să mergeți către lumină. Deci această poveste este confirmată de mesajul principal, maluri îndepărtate. Există cineva la distanță, numărul 18 iar. Transformarea asta se manifestă în multe feluri și manifestarea acestei relații și acestei întâlniri se, se va realiza pe, multe, pe mai multe planuri. Dar există cineva care vă așteaptă, așa simt. Este un personaj care stă în umbră. Probabil că acea hidden, acea frumusețe ascunsă este a acestui personaj. Dacă nu simțiți că este a voastră. Este cineva care privește înspre lumină. Parcă așteaptă să treceți voi prin acest câmp de lumină și să veniți înspre ei. Nu că n-ar fi ei în lumină. Dar voi vi se zice să vă întoarceți inima către lumină, deci voi trebuie să ieșiți din umbră și să veniți mai aproape de ei. Ei vă așteaptă. Voi trebuie să manifestați eroul. Voi trebuie să vă dați șansa la dragoste. Că vă întrebați, dar de ce nu se manifestă? Păi ce faci ca să se manifeste? Ce faci ca să se manifeste? personajul acesta vă așteaptă, că v-ați întâlnit, că nu v-ați întâlnit sau așteptare este conștientă sau vă așteaptă așa cum și voi ați așteptat, da? aștepta să apară cineva, iar variază. Dar cineva vă așteaptă. Și nu oricine, sufletul vostru pereche, da? Și cărțile se confirmă, da? Numărul 9, ea nu știu câte oară când apare, iar 18, iar 8, Și pentru că Jupiter înseamnă și călătorii, această transformare se manifestă și printr-o călătorie. În fine, mai vedem ce alte. Nu știu de ce au venit așa multe cărți. Probabil că trebuie să primiți niște mesaje. Alte mesaje au venit. Dansul planetelor, foarte important de și acesta, și Sensual Awakening. Iar șase cu 5, nu, am greșit. 64 și 65, da? 64 și 56. Interesant, e ca și când ar fi 64-65. În acest an veți simți ce înseamnă adevărata relație, adevărata sinastrie sau completare, in young lover, completare, în viitoarea relație pe care o veți avea unii dintre voi sau în relația pe care o veți reuși să o transformați. Dansul planetelor mie îmi vorbește acum despre sinastrie, despre potrivire astrală, energetică și evident și în plan pământean terestru. Este această trezire senzuală care se va manifesta în voi, despre voi vorbesc. Și a spune nu, că eu sunt o persoană sexy, senzuală și nu știu cum, este altfel de senzualitate, o senzualitate da, chiar dacă pe unii vă deranjează, spiritualizată. Iar sunt culorile opuse, cald, rece, in yang Și la această carte trebuie să vă arăt, ca să ajungeți, să vă spiralați și să creșteți și să vă transformați, trebuie să ieșiți dintr-un stil de viață liniar. Ați spune, nu, că eu sunt o persoană schimbătoare, nu sunt liniară, poate chiar această acest fel de a fi schimbător a devenit plictisitor și liniar. Poate că schimbați personaje, dar nu vă schimbați pe voi. Aici trebuie să vă gândiți voi ce înseamnă, cum puteți voi să crește și să vă apropiați. Pentru că aici e, un, e o linie care separă, da? E o linie care separă. Stilul vostru de viață de până acum v-a ținut așa, de unii. v-a ținut singuri. Dacă schimbați ceva, dar. Va trebui să meditați, să faceți tot ce am zis mai devreme, ca să vă apropiați de acest cuplu, roșu și albastru. Da? Aici e doar albastru, doar varianta rece, să zic aeriană, că vorbim de semne de aer. Da? Ei, și acolo veți descoperi, de fapt, ce înseamnă planete, vibrație, complementaritate, într-adevăr. Dar cu răbdare. Să pun cărțile deoparte, să le pun. În continuare, energia generală. Energia generală pentru 2021. Au venit trei cărți. Au venit trei cărți. 9 de spade, alt 9. 8 de foc, 9 de băte. Însă, aceste spade, care cred că vă reprezintă pe mulți dintre voi, nu sunt. nu e cea mai grozavă energie. Va trebui să evoluați, în primul rând. Să treci. Ea ce frumos, da, foarte frumos. Pare că, într-un fel, într-un fel, cineva vă așteaptă să vă schimbați. Este mesajul. Cineva vă așteaptă să vă schimbați. Dacă nu vă schimbați, dacă nu intrați prin câmpul de lumină, nu puteți manifesta întâlnirea. Fără comentarii. Fără comentarii. Aici. Acestea trei. Acum îmi dau seama, după ce am povestit câte am povestit, că, de fapt, acestea trei reprezintă prima carte. 36. întoarcerea voastră către lumină. Voi în acest moment majoritatea sunteți în nouă de spade, în stres, în griji. Creați, deci de fapt, care cuvântul? Manifestați în viața de zi cu zi stresul și gândurile. Poate nu-i stres pentru unii, poate sunt niște gânduri greșite. Poate... Ce mai simt? Nu puteți să renunțați la un stil de gândire. E universul vostru, felul acesta în care gândiți. Într-un fel sau altul, v-ați creat voi universul vostru. Și aici este provocarea. De aceea să Burning Hero, da, să ardeți ca un erou, să aveți curajul și să vă eliberați de acest univers. Și, în primul și în primul rând, vă eliberați mental și apoi practic. Și apoi și emoțional, spiritual, energetic. Și e frumos că după nouă de spade vine opt de băte, iar un soi de erou de foc. Doar că aici arată altfel. Opt de băte în general, dacă urmăriți tarotul de mai mult timp, sunt, e cartea în care apar opt băte care tind către cer. Aici arată altfel, 8 de foc, nu e de bâte, e de foc, e semnul alchimic și sunt altfel de cărți, nu tarot aici. Um, ideea este că trebuie să tindeți către sus, către lumină, cum a zis turn your light, nu, your heart light, da? Trebuie să tindeți, să zburați către lumină, către soare, către spiritualitate, către lucrurile, lucrurile și oamenii care vă pun în valoare, asta e un mesaj special pentru voi. Eventual, Trebuie să mergeți către cineva care vă poate ajuta să manifestați aceste lucruri cu care puteți comunica, pentru că de bâte înseamnă și comunicare, comunicare la distanță sau chiar dacă nu e la distanță, călătorii. Puteți comunica cu cineva care vă scoate în evidență calitățile și vă ajută să vă eliberați de acest stres. Unii dintre voi, până nu vă eliberează aceste gânduri, gânduri negative, și uh, să nu uităm că spadele înseamnă nu doar gânduri și cuvinte și știm foarte bine că balanțele au tendința să vorbească negativ, să proiecteze, să proiecteze acest univers către alții, verbal. Unii, nu ar fi toți, dar destui, manifestă talentul sau mai bine zis nu talent, talerul negativ. Manifestați varianta voastră bună. Unii dintre voi veți, avea, veți simți că vă ard în mâinile, că vă amorțesc de degetele, mai ales în perioada în care sunteți stresați. Asta e o dovadă că trebuie să schimbați energia. Vă amorțesc mâinile, vă dor, vă, vă ard degetele. În momentul în care vă întoarceți către lumină, veți manifesta succes, vă doresc, Doamne ajută, veți putea manifesta acest nouă de monede. Varianta voastră superioară. Știți, e cartea care îmi place. Varianta voastră superioară. O ființă care s-a curățat energetic, manifestați o variantă pură, generoasă, blândă, compasiunea aceasta pe care am văzut-o, practicați compasiunea, iar se leagă de acest lucru. Și repet, până să deveniți voi, cred că este cineva care vă poate inspira în această direcție, cu care puteți comunica și vă poate ajuta cu răbdare să manifestați varianta voastră cea mai bună. La capătul setului de cărți, deja am vorbit o grămadă și n-am deschis cărțile, dar am deschis altele. Aveți astfel de monede, un nou început, practic, în 3D, dar ca să le manifestați trebuie să treceți prin acestea, da? Și ce e frumos, 9 și cu 1, 10. 10 înseamnă cuplu, înseamnă legătură stabilă, înseamnă o familie, abundență, da? Ceva frumos. Regele de cupe, dragoste adevărată, cu fi semn de apă, că nu fi, cu fi cineva cu planete care vă emoționează, variază de la om la om, da? Regele de apă, iar eroul, care, de fapt, este valetul de debute, O aventură, în fine. O aventură, după care trebuie să vă echilibrați emoțional și intelectual și voi și ei. Detașare mentală de niște lacrimi. Lacrimi cauzate de o situație care va... Aici se pune problema integrității. Unii, probabil, că nu... Au manifestat integritate. Sunt trei personaje, da? Asta înseamnă un triunghi pentru unii, pentru unii, da? Care v-a adus lacrimi. Vă lor, o detașare mentală necesară ca să vă echilibrați emoțiile și intelectul și voi și ei, da? Din această aventură și totuși reușiți să vă, ca să puteți manifesta acest nou început, ca să puteți manifesta. Această transformare trebuie să vă adunați un pic mental, emoții și intelect, da? Emoții și intelect, da? Apă și aer. Um, Regele de cupe înseamnă un personaj, că sunteți voi e ca cineva care se controlează emoțional, care își ține emoțiile în control. Nu că nu le arată, cum am zis mai devreme, să îmbrățișați emoțiile pentru că voi nu le arătați. Nu, arată, dar arată cu măsură, cu bun simț, cu control, da? În fine, cam atât o grămadă în tot vorbit, dar sper să vă ajute. Și sper că această întârziere să să merite. Pentru cine vrea să aprecieze implicarea și consumul energetic. Da, pentru cine vrea să aprecieze. Ok. O să pun o pauză. Ok, dragii mei. A trebuit să întrerup ca să-mi încarc, să pun telefonul la încărcat, s-a descărcat bateria. Haideți să vedem. Despre 2021 în continuare, în timp ce amestecat în cărțile, s-a arătat 10 de băte, iar probabil întunericul în care a stat, aceste responsabilități, dacă nu s responsabilită, sunt responsabilități, uh, sunt cu familia, sunt responsabilități la job sau uh, diferite aventuri, interesant, pentru că băta în sine poate să fie aventură, diferite aventuri care acum au rând să vă consume și să vă obosească, va plictisi de atâtea aventuri, unii dintre voi, și vreți să aveți parte de creștere, de abundență, de această frumoasă parteneră sau frumos partener divin, o persoană, o persoană generoasă, luminoasă, blândă. Dar, dragii mei, aceasta, împărăteasa, nu uitați că nu e casnică. Împărăteasa are valoare și trebuie tratată ca atare. Din acest motiv se zice să treceți prin câmpul de lumină, să vă ridicați, pentru că dacă ați manifestat unii dintre voi acele 10 de băte, în primul rând, nici măcar n-ați intrat în, în curtea regală, da? Nici măcar valeți nu ați ajuns unii dintre voi, nu contează vârsta. Încă trageți în stânga-dreapta multe proiecte, multe situații și nu ați intrat pe creștere. Valet, capri, cavaler, regină, rege, nu mai zic de împărăteasă, eu, eu așa cred că pentru unii trebuie să vă implicați în transformarea voastră, în creșterea voastră spirituală. Ca să vă atrageți acest partener, parteneră. Asta înseamnă punctul în care veți deveni în momentul în care vă veți întoarce inima, inima pentru că Venus asta reprezintă inima, da? Vă veți întoarce inima către lumină. Până vă întoarceți, veți fi aici, în aceste 10 de băte, în, în această confuzie oboseală, consum de energie, întuneric și așa mai departe. A capătul setului de cărți ce aveți? Aveți temperanța, trei de băte. Trebuie să vă vindecați unii dintr-un triunghi amoros, din petrecerile cu prietenii, poate unii ați stat prea mult cu prietenii, poate unii ați băut, poate unii. Ați fost, am zis, în multe aventuri și trebuie să vă vindecați spiritual, să vă echilibrați, ia uitați, ajungeți în această stare de puritate ca să vă puteți întâlni cu perechea voastră care vă așteaptă. Dar, dragii mei, nu-i nu lăsați să aștepte pentru că sunt, sunt oameni de valoare. Dacă transformarea voastră durează mai mult decât este necesar, acest personaj își va găsi pe altcineva care îi merită. Um, ce mai este pe aici? Cineva a visat la o căsnicie cu voi? Posibil. Cineva cu marcaj în semne de apă? Da? A fost o întâlnire karmică, dar între un nebun și un împărat. Adică cineva a fost mai visător, mai încrezător și celălalt a încercat să mențină controlul și nu s-a putut manifesta echilibru. Anzi cineva a visat, altul a fost rigid sau cineva a visat la căsnicie, v-a văzut ca pe, eu știu cine, că o să fost voi, că au fost ei, iar variază. Da? Dar tot a fost mai mult o. Nu aș putea spune poezie, poate pentru unii a fost poezie. A fost un vis. Un vis care trebuie vindecat. Trebuie vindecat ca să puteți manifesta altă variantă de interpretare să puteți manifesta întâlnirea cu sufletul pereche. Iar vindecare și creșterea voastră spirituală, da? Să descoperiți că aveți opțiuni că puteți să schimbați energia, să vă întoarceți către lumină și atunci, uite ce frumos, am zis că am schimbat interpretarea, în momentul în care vă întoarceți către lumină, deveniți ceea ce trebuie să fiți împăratul și împărăteasă. Dar pentru asta trebuie să riscați și nu doar să riscați, să vă căpătați încrederea, să vă clarificați, să vă faceți ordine în minte și să vă faceți acest curaj să manifestați transformarea voastră, o nouă etapă în viața voastră. Sper că țineți ritmul, da? Și eu am semne de aer în harta natală, o vremare. Ok. Amestec un pic Și ia să vedem împăratul și împărătea. Sau vedem destul de aproape. Soare, lună, venu să ascende în nodul nord. În mod special soare în balanță. 2021. Ce se va întâmpla aproximativ în fiecare lună Aproximativ. Ia să vedem. Balanță. 2021. Ianuarie, deja îl trăiți, marele preot. Februarie, luna. A, ianuarie, februarie, martie, 10 de monede. Aprilie, 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 împăratul. Probabil sărbați un berbec. Mai, iar a revenit cavalerul de cupe. Iunie, trăsnet. Interesant. Iulie, regile de cupe. Aha, interesant. Iulie, august, 5 de monede. Septembrie, mergeți, 8 începeți transformarea, ce frumos, că aveți aici un septembrie, august-septembrie. În vară se, se dărâmă sistemul ăsta de, de gândire și felul vostru de a vă purta, eventual și relația cu cine vă controlează, sau poate voi vă controlați pentru că așa ați fost învățați da? Și se derăm acest sistem și începeți transformarea. Octombrie, ia uite. Octombrie, chiar de ziua unora, 13. Moartea. Transformare radicală. 9 de, nouă de bute. O, ce frumos, steaua. Ce frumos. Încheiați cu steaua, superb. Superb, superb. Manifestați până la sfârșitul anului. O transformare fabuloasă. Întâlnirea cu în ce nu, nu, nu neapărat întâlnire. Nu, nu, nu asta vreau să zic, o fi și întâlnirea, o fi, o fi În primul și în primul rând ia să, să vedeți. Așa, în primul și în primul rând, aceasta stea vorbește despre destinul vostru, intrat pe destinul vostru, Faceți acceptat această restructurare, această trezire. Vă place, nu vă place, va trebui să vă treziți la o nouă realitate și să vă transformați într-o nouă direcție. Haideți să vedem. La capătul setului de cărți, iar drumul, trei de bute, speranțe, temperanță, ce frumos! Și asta, aici sunteți voi, balanță, trebuie să vă echilibrați financiar sau pur și... A, ah, o aventură, iar Valetul de bute. Cineva se luptă pentru voi, voi să manifeste o, o relație stabilă sau să manifeste ceva, cineva cu planete în semn de foc. Șapte de bute, e destul de combativ, așa pare. Și cu unul deja trece în opt. Pentru voi. Hm. Vă așteaptă cineva să vă vindecați, să vă echilibrați eventual? Hm. Variază. Variază, vedeți și voi cum se va simți acest mesaj în viața voastră în 2021. Dar cineva vă așteaptă sau poate voi așteptați. Mm. Mm. Voi după ce vă veți vindeca, voi după ce vă veți echilibra de acest triunghi amoros pentru unii sau probleme financiare pentru alții, nevoia de echilibru, în fine, da? E clar că nu e. E dezechilibru. După ce vă veți vindeca, veți începe să sperați și să vedeți oportunitățile altfel cu alți ochi. Iar e a treia, iar vorbim de săgetător așa simt. Și nu zic nu că veți avea un săgetător în viața voastră, zic altceva. Că veți manifesta natura lor în momentul în care adoptați schimbarea. O natură optimistă, plină de speranță și de încredere în Dumnezeu, pentru că săgetătorii în general reprezintă credința în Dumnezeu. Și în ianuarie începeți cu acest mare preot. Tradiții. Tradițiile se pun în discuție. Tradițiile, că le respectați, că nu le respectați, se pun în discuție. Se, pun în, se pune în discuție Dumnezeu. Cum îl vedeți voi pe Dumnezeu? Felul în care e un citat uh, foarte frumos. Cine l-a spus? Cred că Rumi. Că tot îmi place mie foarte mult Rumi. Ce? Felul în care te vezi pe tine reflectă felul în care îl vezi pe Dumnezeu. Aici trebuie să lucrați. Și felul în care te vezi pe tine și felul în care îl vezi pe Dumnezeu, interesant, manifestă cuplu în care intri. Dacă tu te vezi într-un anume fel, îți atragi oameni care, pe care îi manifesti. Da? Dacă vrei altceva, dacă vrei un om, cum am vorbit mai devreme, da? Un om fain, marea, nu, împărăteasa, da? Acest personaj foarte frumos, în lumină, generos. Dacă vrei să, să ai parte de asemenea personaje, trebuie și tu să fii la fel. Și aici se pune discuție de ce. Vorbim despre Dumnezeu, despre tradiții, despre reguli. Despre legi divine care trebuie manifestate. Nu putem să trăim în universul ăsta dacă nu manifestăm, dacă nu ne conformăm unor reguli. Și da, unii ar, ar comenta acum că intrăm în era vărsătorului. Lăsați-mă cu poveștile despre care tot am mai auzit în stânga-dreapta despre era vărsătorului. O să vorbesc și eu despre era vărsătorului cândva. Da, dintr-o diferită dintr-un punct total diferit. În fine, în ianuarie, familia se pune în discuție. Vreți să vă faceți familie? Cineva în familie vă influențează? O, o persoană autoritară și nu în sensul, nu, nu asemănător cu împăratul, este o persoană spirituală. Poate cineva vă inspiră. Vă dau mai multe variante ca să vedeți ianuarie cum se manifestă acest uh, mare preot. E o persoană care ține la legile divine, are niște reguli spirituale, eventual, care vă influențează, care vă ghidează într-un anume fel, ar putea chiar să fie acest personaj. Da? Sau poate, din câte am spus, vă găsiți uh, mesajul. Oricum, ianuarie începe destul de intens. Se pune în discuție ceva. Legătura voastră spirituală cu cineva. Cum se poate manifesta dacă voi sunteți în legături karmice? Iar cum puteți să manifestați ceva dacă, dacă, dacă nu aveți cheile? În februarie apar fricile. Apar fricile pentru că dacă se, se pune, începe să vă gândiți la lucruri profunde, apar și fricile pentru că unii poate ați avut o căsnicie, sunteți într-o căsnicie. V-ați obișnuit să vă gândiți mai mult la bani, la succes profesional. Și apar fricile luna. Fiți atenți, un mesaj la luna plină care va fi în februarie. Dacă vă știți harta natală în ce casă pică ce aspecte creează în, via în viața, în harta voastră? Luna, pești, rac, scorpion. Poate cineva cu marcajul pești, rac, scorpion vă, vă atinge această latură emoțională și vă... De-aia vi se zice, îmbrățișați-vă emoțiile și vă temeți oarecum de niște emoții. Vă temeți de ceva. Trebuie să vindecați niște traume emoționale unii dintre voi în februarie. În martie aveți 10 de monede. Este frumos. Sunteți iar în familie. Iar familia se pune în discuție, iar tradițiile, dar dintr-o altă perspectivă, nu atât de spirituală, mult mai pragmatică. Ce ați creat voi, mai ales dacă sunteți mai. Mari, mai maturi, ce ați creat voi până acum în familie? Casa, mașina, banii pe care i-ați adunat cu neamurile, cu mama, cu tata, cu frații, cu soția, cu fosta soție, cu fostul soț în martie. Posibil, interesant. Uh -huh. uh, pentru unii în martie poate să aveți de, să discutați despre o moștenire a voastră a cuiva, o moștenire. Apoi, în aprilie, apare acest împărat. Nu zic să-i că semnul berbecului, pentru că nu toți berbecii se ridică la acest rang. Așa cum nu toți taurii se ridică la acest rang. Așa cum nu toți berbecii se ridică la acest rang, da? Nu prea aș mai vrea să dau zodii pentru că va crea confuzie. În aprilie, cineva, iar o figură autoritară, dar altfel de autoritate. Aveți două figuri autoritare în 2021 care vă influențează. Eu cred că sunt personaje total diferite. Unul care încearcă să-și impună părerea, forța, stilul de a fi, probabil și prima neve financiare, și celălalt care încearcă să vă influențeze sau nu că încearcă, vă influențează pur și simplu, fără să încerce. Felul în care priviți spiritualitatea, familia, legile divine, tradițiile, total diferiți. O altă interpretare depinde de voi ce vreți să manifestați. În aprilie s-ar putea, fiind în opoziție soarele din aprilie, în opoziție cu soarele vostru, să vă doriți să preluați voi controlul într-o situație. Eventual după aceste discuții cu mușteniri, banii, în familie, chestii de genul ăsta. Vă doriți să... Da, să preluați controlul. Pentru că uneori, unele balanțe pot să fie foarte combativă, fiind Marte sau, eu știu, ce altă planetă în casa voastră șapte. În fine, să zicem că vreți să manifestați varianta superioară a împăratului. Atunci, dacă vreți să manifestați varianta superioară a împăratului, deveniți protector cu familia, deveniți protector cu cei dragi. Îi protejați. Manifestați ce frumos primesc mesajele. Manifestați acest erou da, de foc care trebuie să treacă prin lumină, printr-un câmp de lumină. Câmpul ăsta de lumină poate fi chiar acest turn. Câmpul acesta de lumină poate fi acest strâns, mai bine zis. Trebuie să intrați prin transformare. Restructurare. însă, am zis, o nouă dorință de a vă controla viața în cazul în care ați vă controlat o. O nouă dorință de a vă controla viața în cazul în care va a fost frică de niște lucruri. Și repet, varianta superioară a împăratului este cel care protejează. Asigură confort, încredere celor din jur. Manifestă o nouă lume. În mai, multă poezie romantism, cavalerul de cupe, posibil un semn de apă, dar nu obligatoriu, peștreac scorpion sau cineva cu marcaj sau care va atinge inima aceasta, va ajută. Da, interesant, da? posibil acest personaj să vă ajute să vă întoarceți inima către lumină. Dar această schimbare de direcție vine ca un trăznet, vine cu un trăznet, cu o restructurare, cu un moment destul de dureros. E o situație, ea apare în luna iunie, dar e ceva neprevăzut, care vă dărâmă multe idei. Poate vă scoate de acest nou de spade. Ar fi minunat dacă v-ar scoate de acest nou de spade. Dintr-un anume tip de gândire. Ceva se dărâmă, se schimbă. Dar, ce frumos, că urmează regele de cupe. Urmează regele de cupe. Începeți, unii dintre voi, să iubiți, să simțiți. Apa, e o trezire. E un eveniment neașteptat, o situație ciudată. Poate să fie Evrica pentru unii. Poate să fie despărțirea de cineva pentru alții. Poate să fie despărțirea de cineva din familie, că apare sub carte, așa apare, așa citesc, da? Poate. Să zice, stai, că de fapt nu asta mi-aduce fericirea, să fie un moment de revelație și să începe să conștientizați de fapt ce înseamnă dragostea, ca să înseamnă regele de cupe. Cei care ați fugit de emoții, evident. Să începe să vă îmbrățișați emoțiile, cum zice și acolo, da? Și nu nu doar să le îmbrățișați, să le controlați cu blândețe, cu diplomație, cu eleganță, cu noblețe, cu creativitate. În iulie. Eventual în iulie să reapară acest cavaler de cupe, de care prima oară va a fost teamă într-un fel, pentru că luna înseamnă teamă, frici. Să reapară acest cavaler de cupe, dar într-o altă formă, ca și rege. Să-i vedeți dintr-o altă perspectivă, poate îi vedeți voi pe ei într-o altă perspectivă. Și vă dați seama, băi, asta este dragoste, de fapt. Și atunci, în august, revine, tot un tot vină, revine acest 5 de. De fapt, nu revine. Cum să explic? Are logică 5 de monede în august. Dacă s-a produs structura de o familie, de o structură, de ceva, de un job, da, 10 intră în 5. Da, apar niște probleme financiare. Dacă se produce un divorț, o separare de ceva, apar niște probleme financiare. Pot să fie și probleme relaționale cu vechea poveste. Însă, asta se datorează apariției apariție acestei iubiri, acestui potențial. Îmi înțelegeți ideile, Firu? Sper că da. Mie mi se par că apar logic că cărțile. În septembrie, iar, manifestați determinare să mergeți mai departe, să tindeți către sus 8 de bâte, 8 de bâte, să tindeți către 9, către... Să aveți idealuri în alte, poate să fie și comunicarea la distanță cu cineva, distanță variabilă cu cineva care vă inspiră. Da, poate vă și atrage, dar mai degrabă vă inspiră. Vă inspiră la ce, dragii mei? Este un 8 de monede de, de băte care este urmat de un de această moarte, de scorpion. 8 e casa scorpionului. Am vorbit de 8 mai devreme. Scorpionul apare în octombrie. Septembrie, octombrie, octombrie, noiembrie apare această transformare. Dar pe alt plan, dacă turnul transformă dărâmă niște structuri mentale, financiare, familiare, pe urmă vine transformarea emoțională, emoțională profundă despre care am vorbit mai devreme, se întâmplă. Se întâmplă. Va fi foarte intens anul acesta. A spune cum că și 2020 asta nu înseamnă că 2021 nu va fi intens. Cei care nu v-ați transformat până acum, veți fi obligați să vă transformați în 2021. După această moarte și renaștere a vechiului eu, a unor lucruri la care a ținut cu încăpățânare, a ținut cu încăpățânare, urmează 9 de Învățați să stați în picioare, chiar dacă va zdruncina bine și turnul și, și, această moarte și renaștere. Veți simți că încă mai puteți și nu doar atât, veți învăța să, să puneți niște blocaje celor care Vă stau în calea destinului. Zic așa pentru că Steaua este finalul lui 2021. Acum, că tot ce am zis eu se poate manifesta cu decalaj de luni, iar evident că este posibil. Însă ce este cel mai frumos este că vă echilibrați emoțional până la sfârșitul anului. Vă echilibrați pentru că vă vindecați. Dar nu uitați că l-am dat-o să vină acest cavaler de cupe, cineva care vă poate vindeca, dar vă cam sperie acest personaj. Vă cam sperie pentru că vă scoate din structurile în care a trăit. De aia se pune în discuție Dumnezeu, tradiția, legile divine de la începutul anului. Dar e frumos, pentru că nu poți atinge destinul altfel decât prin vindecare decât prin conștiință, decât prin transformare. Cred că este acest personaj, posibil această steaua, să fie și personajul care vă așteaptă. Da? E undeva în depărtare. Depărtarea aceasta e metaforică. Nu sunteți împreună. Ei strălucesc. Posibil ei să strălucească. Ei să fie deja într-o vibrație înaltă. Și v-am zis, vă așteaptă să treceți prin acel câmp de lumină casă. Puteți fi împreună. Da, eu văd foarte frumoasă această transformare a unora dintre voi care vreți. De la o atitudine destul de încăpățânată, nu încă destul de, foarte încăpățânată, împăratul și marele preot, 4-5, treceți la regele de cupe și moarte. Nu știu, aș vrea să... S sunt curioasă și eu dacă o să am canalul până la sfârșitul anului, și dacă o să vă, veți, o să vă aduceți aminte de aceste cărți, unii dintre voi, și dacă îmi veți scrie despre această transformare foarte, foarte intensă, emoțională. La un moment dat, eventual, în noua voastră, cred că o să vă. Cuplați cu cineva în 2021. Dar această relație va, va trece prin niște încercări. Acum 5 de monede am spus că pot să fie și probleme financiare în cazul în care vă separați de familie, poate că stați cu familia și vreți să nu mai stați cu ei și va trebui să mergeți singuri, eventual cu noua pereche. Și va fi mai greu până vă refaceți finanțele. Dar cartea aceasta vorbește și de spiritualitate. E o biserică în care trebuie să intrați. A, acest subiect este subiectul numărul 1, chiar din ianuarie. Biserică. Acum, aș vorbi o multe, dar nu știu câți. Înțelegeți ce înseamnă acest cuvânt? Biserica nu e doar o plădire, este un concept. Este o comunitate, de fapt. Energetică. În fine, dacă vreți să intrați în familia voastră spirituală și să manifestați această transformare, opte bâte, moartea. Și nouă de bâte, iar, într-un fel sau altul, mi-aduce aminte de eroul, cel care a luptat prin nu știu câte bătălii și încă reușește să stea în picioare. A, a venit cu. s-a întors din luptă cu niște dureri de cap, cu niște traume, cu niște cicatrici, dar a meritat lupta. Iar este nouă. Ea nu știu câte oară când apare nouă. Nouă, a zis Jupiter. Eroul. Unde este eroul? E aici eroul. Eroul. Câmpul acesta de lumină prin care trebuie să treceți. Cam atât deocamdată. Ar mai fi ceva să văd? <hântu -mână> Pentru unii mai văd. Mai văd că este cineva, un personaj care, repet, altfel decât voi, emoțional, poetic, romantic, care vă arată o nouă cale, da? O nouă cale către acest rege de, cu de cupe. O nouă cale, vă oferă ceva. Dar revin. Voi nu sunteți obișnuiți cu acest tip de comunicare ca comunică, telepatică, profundă delicată, vindecătoare. Nu sunteți obișnuiți. Ei vă vor arăta cale, așa simt. Acest personaj vă va arăta cale. Că veți fi cu ei, că ei vor fi doar niște ghizi, niște oameni care vă inspiră, variază. O perioadă eu simt, așa simt, acum, că am vrut să văd ce mai simt. Simt că acest personaj este cel pe care vă veți sprijini la un moment dat, da, fiu, da, Vă veți sprijini la un moment dat când totul se va dărâma. Și nu zic totul mult ceva, o structură cu care v-ați obișnuit, pentru care unii ați muncit, în care ați investit. Momentul în care se va dărâma, pentru că apare evrica, inspirația divină sau care o fi, ei vă vor susține în această transformare. Și veți merge mai departe și veți manifesta ceva foarte intens. Nu este ușor să treci prin așa ceva. Nu este ușor. Dar uitați cum treceți, ce frumos. Ce frumos! Da? 8, 9. La mijloc între 8 și 9 este această moarte. Nu vă speriați de cuvântul ăsta. Este scorpionul, să zicem. Și apare 9. Și vindecarea. Stea înseamnă vindecare, înseamnă credință. Începeți să credeți în Dumnezeu, să credeți în destinul vostru, să credeți în voi, să credeți în multe lucruri în care acum nu credeți și eventual nici în mine unii dintre voi nu credeți. Dar asta e. La sfârșitul anului o să vă aduceți aminte și o să credeți. Și să dea Domnul să am și eu canalul deschis, atunci o să spuneți și mie. Mulțumesc, Ela. Cei care nu spun, evident. Eu zic că o să fie un an frumos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine. Ceau, ceau. Ah, și încă un mesaj. Pentru majoritatea, zic eu. Sper să fie majoritate, nu minoritate. Vă veți întâlni până la sfârșitul anului cu această pereche divină, cu acest suflet pereche. În 3D vă veți întâlni, veți fuziona. În 3D pentru că sunt pomi, da? sunt elemente care țin de terestru, de această natură pământeană. Da? Și veți fuziona, veți crește, aveți 28, 8 iar și 2, o relație. O relație care vă va transforma, dar... Și veți fi unul, veți fi ca o singură ființă. Însă, până să vă transformați împreună, va trebui să vă transformați separat. Am zis că cineva vă așteaptă distant shores. Nu uitați de câmpul de lumină. Cineva vă așteaptă. Și ce frumos că după această transformare, rezistați, stați în picioare, vă vindecați și manifestați această, această dragoste adevărată. Am, vreau să-mi ordonez, să-mi strâng cărțile și s-au separat cărțile, sau separat aici. Ia ce mai e. Și am simțit nevoia să vă transmit acest mesaj. Da, trebuie să demonstrați dragoste. Trebuie să demonstrați dragoste. Um, în plus, aș mai vrea să mai zic ceva, că tot am lungit atâta. Am uh, făcut această etalare cât timp, uh, da a doua oară, partea a doua din uh, viitoarea voastră parteneră sau viitorul vostru iubit, partener ce fi. Partea a doua care mi-a dat ceva dureri de cap în sensul că a trebuit să descarc de două ori, că n am vrut să se descarce de prima oară. Cred că are legătură cu voi. Am zis să nu pierd timpul și să nu stau așa cu ochii în tavan până se descarcă și m-am gândit să fac etalarea pentru voi. Acum asta este pentru cine a avut răbdare să, citea, să asculte până la sfârșit. Dacă ați avut răbdare să ascultați până la sfârșit, vă rog frumos, alegeți de acolo ultimile un număr din cele două variante rămase. Adică, acea etalare se referea la numărul, numărul 3 și 4 din cele patru expuse. Dacă v-ați ales un număr, deja ok. Dacă nu v-ați ales, vă sugerez să alegeți între 3 și 4 pentru că simt că are legătură cu voi. Simt că are legătură cu voi una din cele două variante. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Pa, pa!